Pentru siguranța cetățenilor a fost mobilizat un efectiv de aproape 8.000 de polițiști. Aceștia au acționat în ultimele 24 de ore la nivel național, alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat peste 4.000 de sancțiuni contravenționale. Valoarea acestora se ridică la suma de aproape 1.400.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri de aproape 8.000 de lei. În cadrul aceleiași acțiuni au fost reținute 288 de permise de conducere și au fost retrase 77 de certificate de înmatriculare. Polițiștii au avut de rezolvat aproximativ 3.000 de cazuri. Au fost surprinse în flagrant delict 78 de persoane, iar una a fost dată în urmărire generală.